Prezența virusului pestei porcine africane a fost confirmată într-o gospodărie din județul Constanța, în localitatea Istria. În urma confirmării diagnosticului, inspectorii veterinari au intervenit imediat. Au fost luate următoarele măsuri: punerea sub supraveghere sanitar-veterinară a exploatației, ecarisarea cadavrului, au fost impuse restricții de mișcare, s-a efectuat dezinfecția exploatației afectate, a grajdului, a perimetrului, a ustensilelor și a obiectelor potențial contaminate. La nivelul județului a fost activat centrul local de combatere a bolilor, unde a fost adoptat planul de măsuri privind controlul, combaterea și eradicarea bolii și adoptarea zonelor de restricție. Au fost stabilite două zone de restricție sanitar-veterinare în jurul gospodăriei afectate, respectiv o zonă de protecție în localitatea Istria cu o rază de 3 km și o zonă de supraveghere cu o rază de 10 km. Localitățile Nuntaș, Traian, Tariverde, Mihai Viteazu și Sinoie. Totodată s-au dispus restricții de circulație și s-au instituit filtre rutiere. Sursele de infecție sunt reprezentate de porcii domestici și mistreții bolnavi care rămân purtători și eliminatori de virus timp de până la 400 de zile. Primul semn al bolii este hipertermia, care persistă timp de 3 până la 5 zile. Apoi apare roșeața sau învinețirea pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului, lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers, vomitări și diaree. Boala nu se transmite la oameni.